Astăzi a avut loc ședința Consiliului Local al lunii ianuarie, în cadrul căreia au fost discutate mai multe puncte de pe ordinea de zi, printre care reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, dar și reabilitarea mai multor parcuri din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Da, două proiecte în plus, proiect de hotărâre privind aprobarea comunității tehnico-economice față SEVE, indicatorul tehnico-economic și atribuții rapid de obiectivul de investiții reabilitare și extindere proiectului național pe datul de oameni de deja. Și un alt proiect, modificare HL 243/2009/2021 privind depunerea proiectului reabilitare și extindere proiectului în cadrul ședinței de Consiliul Local de luna aceasta au fost discutate 35 de puncte de pe ordinea de zi, între care și proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului energetic real de energie termică din instalațiile de distribuire a energiei termice din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Într-adevăr, a fost o discuție legată de faptul că din calcule se reieșea că e o pierdere de 60% pe rețeaua de transport, producție și distribuție. Din fericire nu este decât 36%, numai că sunt anumite aspecte tehnice care se calculează altfel. În principiu, cei 36% pierderi în sistemul de furnizare a agentului termic sunt suportate de primăria Drobeta-Turnu-Severin. Toată lumea știe că avem o rețea veche, avem o centrală care este consumatoare și de combustibil și de energie, dar nu punem acest lucru în spatele cetățenilor, ci ne asumăm noi pe primărie. Și eu zic că e un lucru bun, un lucru care îl fac toate municipalitățile din țară și un lucru pe care legea ni-l permite în acest moment. De fiecare dată, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a dat o importanță deosebită educației prin reabilitarea și modernizarea unităților școlare din municipiul nostru. De asemenea, intrăm în reabilitare sau depunem documentele pentru a intra în reabilitare cu grădinița 20, o grădiniță destul de populată, o grădiniță care așteaptă de mult să intre și ea în reabilitare. Continuăm cu liceul Odobleja, iarăși am aprobat ultima dată parametrii tehnici ai acestei construcții și în continuare parcurile. Tot apar modificări pentru că inclusiv Uniunea Europeană, bani de la care luăm bani, pentru că aceste modificări și aceste modernizări sunt făcute pe bani europeni, schimbă puțin regulile în timpul jocului și ne trimit tot felul de clarificări. De asemenea, au fost depuse proiecte importante pentru reabilitarea Parcului Rozelor, Parcului Dragalina, dar și Parcul Gării din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. HL 243 din 29.08.2023 privind depunerea proiectului reabilitare și extindere Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja, respectiv aprobarea cheltuielilor legate de proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Una colaborare dintre primărie și Consiliul Local se vede și asta prin numeroasele proiecte implementate în beneficiul cetățenilor.